Voi cum sunteți? V-ați mai revenit așa? Da, ne-am mai revenit, suntem. Ați mai întâlnit sau? Dar tu când, Sorin, când a intrat Nicoleta în casă, tu ai simțit opia, nu știu, o atracție din start? Da, mi-a plăcut cum a arătat fizic, dar n-aveam încredere, pentru că deja intraseră patru fete înainte care nu mă impresionase de absolut deloc, înțelegi? Cumva n-am mai avut așteptări. Înțelegi? N-am mai avut așteptări. Da, nu știu, când ai luat un braț. Atunci când am dansat prima dată, da, atunci parcă am simțit-o. Adică nu că așa, am simțit că, băi, o să mă duc către ea, știi? Adică oricum, deci ca la asta am vrut să ajung, într-un fel, chiar din prima trebuie să existe măcar un feeling, ceva. Da, mi-a plăcut de ea când a coborât pe scărge, așa fizic, mi-a plăcut de ea. Adică mie trebuie să-mi placă fizic de o persoană ca să pot să cunosc mai mult. Dacă nu mă atrage fizic, greu. Da, atunci eram foasă. Greu. Dar stăteam mai bine atunci, serios, dacă nu. Eram așa rotundă la față, da? Doamne. Da, era mult mai... mai așa... Dar tu ce, aveai un rochi verde, cred? Roșu. Ah, da. Și... ok. Când ai intrat, tu dacă ești așa foarte tăcută, cum, adică tu vorbeai când ai intrat? Da. Da, adică eu am vorbit mult atunci. Serios? Prima zi, da, dacă te uiți la intrarea mea, am vorbit și cu fete și cu băieții, am dansat cu toți băieții. Atunci răspundeam la fiecare întrebare, acum m-am retras. Da, cum l-ai văzut pe el prima oară? Adică tu cumva l-ai văzut pe el la TV, o persoană, și adică când a venit aici, oricum cât de cât arătăm diferit. Ce impresie ți-a făcut prima oară de el când l-ai văzut? Și te-ai gândit că e mai frumos? În camera roșie, că am avut date cu fiecare băiat, dar ei erau legați la ochi. Cum eu. Era un paravan între noi. Stăteam pe scaun fiecare. Dar totuși mă vedea în oglindă. Da, eu îl vedeam în oglindă și tot veneau băieții și mă gândeam când vine Sorin să văd dacă simt, dacă îmi place. Și a venit și povestea... A venit Sorin și a zis că... Nimic nu m-a întrebat despre mine. Nu, cum, nu? Eu nu țin minte. Eu ba, țin minte da, numai eu te-am că a mai avut așa o situație da, și nu a ieșit bine. Da, că nu se simte el confortabil. Era legal. Nu, pentru asta mintil nu mă întreabă nimic. Sau știi, atunci doar aveam mai mare... Dar tu cred că mai trebuie să revezi odată camera aia, că te-am întrebat foarte multe chestii. Nu țin minte. Ba da. Doar asta, că nu te simți... Deci ea te-a vrut mai implicat în conversații. Da, ea mai era... mai activ să fii cu ea, să o întreb mai multe chestii. Ea era la început, emoționată. Faci cu o persoană pe care nu o vezi. Da, asta e de înțeles într-un fel, că era așa, el... Adică stau și dau marea și sarea și când deschid... Despre Maria sau despre Natalia trebuie să-i povesti cum mi-a povestit mie. Ok, la nu-ți compar, dar... Deci cum... Da, când am venit eu, tu erai foarte vorbăreț. Lasă-mă, nu-i mai aștept, lasă-l fac. Singur. Așa. Mai vreau să-i fac ceva. Am pentru mai pierzi timp, băi. Dar ce faceți, mă? Desenează camera. Să lase camera. Da. Și? Ce aspirație ai când ai să ieși de aici? Ce ai de gând? Bine, este mamă singură. Mă acces pe sală, pe asta. Unde? La Iași? București. Aici, rămâi aici. Da. Vreau singur să încep viața așa de la zero. Da, e o chestie foarte frumoasă. De că vezi, am zis. Chiar dacă nu o să-mi găsesc pe nimeni. Dar oricum... Am învățat, știi, să fiu puternică. Da. Îmi doresc foarte mult să țin un discurs cap-coadă fără să plâng, știi? Eu am stat să foarte așa mult. Foarte puternică. Să... Eu am stat foarte mult timp singur și nu... Eu stau, am zis, stau foarte bine singur, n-am nevoie de cineva ca să fiu fericit. Eu să fiu fericit și singur. Doar că, na, când ajungi la o vârstă, eu nu zic acum. Vezi, e și foarte greu, vezi, sunt de parte de părinții mei. Unii chiar nu reușesc chestia asta, eu nu știu, n-am. Doar că ajungi la o vârstă și zici, mă, acum chiar am nevoie de dragoste. Chiar am nevoie de atenții, de cineva în viața mea care îi pasă de mine. Și vreau să trăiesc chestiile astea, mă, care... Deci eu îmi doresc la fel, dar... Fiecare bănesc. Trebuie să fie persoana potrivită. Exact. Bănesc fiecare își potrivește chestia. Îți imaginează propria viață cu cineva alături sau în fine să ai pe cineva care chiar simte și are emoții când stă cu persoana respectivă.
Știi de ce pui? Kinga, trebuie să mergi în casa fetelor. Hai, 30 de secunde. Cât e? Mare 15 secunde. 15 secunde. 14, 13, 12, 11. Ciao, Kinga. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, gata. Gata, am terminat. Dar ce... Deci, fii atent, eu te-am luat și dintr-o poziție în care ție ți se vede că tu ești așa și ești pus... Te-am prins în poziția mai frumoasă. Te-am prins într-o poziție okay. frumoasă. Cameră, care dintre mine și el exprimă mai mult exact cum are tu? Da? A, lui, a mea zici că e camera, a lui zici că e castofon. Da, fraiere. Uite ce a făcut, exact, da, exact. No. Am făcut-o da, eu în 2 exact, minute, el a stat pe a 10. Care arată mai realistic, vorbind? Cine a pus mai mult Ok, suflet? Du-te tu, întreabă tu, să vedem zici da sau nu. Bun. Care arată mai realistic? Și el zice care e imparțial. Iarată. Și că e castofonul. Păi frate, atât de te de la cameră. Și voi, terminați. Cameră. I-a pus și I love you ca să îndulcească. Nu. Eu nu încerc să scriu ce aberații pe foaie. Începem noi. Tu începe, hai. Încep eu. Hai. Poate mă lasă pe mine fără desen. Un desen foarte frumos, din suflet pentru tine, pentru că te iubesc foarte mult. Ești o cameră extraordinară, lentila ta nu are... Da, lasă vrăjeala, Emanuel. Mamă, ce par. Ești... El zice asta că nu i-a și desen. Îmi place culoarea ta neagră foarte tare. Bă, și eu consider că meri să mă duc în casă. Că nu i-a și desen. A fost ideea mea și trebuie să mă duc eu la Andreea. Nu bine, gata, ai terminat.